Bună ziua! Europarlamentarul Cătălin Ivan este invitatul interviurilor PS News de astăzi. Bună ziua și bine ați venit în studioul nostru! Bună ziua și mulțumesc pentru invitație! Cu mare drag! Am fost martorii unui eveniment istoric zilele acestea, ultimul rege al României încetat din viață. Cum apreciați prezența 10.000 de oameni care l-au condus pe regele Mihai pe ultimul drum? Ce ar trebui să înțelegem din acest eveniment? E un semn bun, un semn de normalitate. Dincolo de dezbaterea istorică, dacă deciziile regelui Mihai au fost bune, n-au fost bune, încercăm să scoatem din această dezbatere toată propaganda comunistă care a rescris cărțile de istorie și le-a denaturat în așa fel încât să folosească Partidului Comunist. Sigur, toți am învățat după acele manuale, dar s-au scris foarte multe alte cărți despre acea perioadă. Ne uităm la reacția celor de afară, la reacția NATO, la reacția marilor case regale, la reacția venită din Statele Unite ale Americii și vedem totuși că regele Mihai a fost un lider mondial apreciat pentru ce a făcut în perioada celui de-al doilea război mondial. Dar mesajul pe care l-au dat românii ieșind în stradă în ziua înmormântării, cozile care au fost în zilele premergătoare, arată că societatea românească are nevoie de valori, simte nevoia unor repere. Iar regele Mihai, cel puțin din punctul meu de vedere, dincolo de personalitatea istorică, a fost un reper de moralitate, de decență, de echilibru. A fost un simbol de care România are nevoie. Nu știu ce rol va juca în continuare Casa Regală în societatea românească, vom vedea, cu toate frământările interioare, dar România a pierdut sau a câștigat, nu știu, poate a câștigat un simbol prin moartea, prin trecerea în neființă a regelui Mihai. Vom vedea ce urmează. Și oricum, în contrast cu ce se întâmplă în societatea românească, poate aici, de aici a fost, aici contrastul a fost și mai izbitor între ce discutăm noi în viața de zi cu zi, ce personalități, între ghilimele, politice avem și personalitatea regelui Mihai. Poate de aici contrastul a arătat prăpastia între personalitatea regelui și micile interese personale puse înaintea interesului național din ziua de astăzi. Acum vă propunem să facem tranziția către situația din interiorul Partidului Social Democrat. Cum apreciați ultimele evoluții din războiul, să spun așa, PSD-ist, care se dă, vedem, pe de o parte între Gabriela Firea și Liviu Dragnea și pe de altă parte între premierul Mihai Tudose. Cum considerați că va evolua acest conflict, care am văzut că se mută și la Ilfov, domnul, chiar soțul doamnei Gabriela Firea susținea că vrea proteste în următoarea perioadă împotriva măsurilor propuse de Mihai Tudose? Eu cred că e o luptă a PSD-ului de supraviețuire până la urmă. Pentru că interesele câtorva, 2, 3, 4, 5, nu știu, 10, au fost puse și înaintea României, și înaintea mandatului pe care Partidul Social Democrat l-a luat în 2016 de la români. Încrederea aceea masivă pusă în pe umerii PSD-ului a fost subînchiriată de câțiva unor interese personale. Și de aici un conflict intern în partid. Sunt foarte puțini cei care acceptă ce face Liviu Dragnea. Practic, în Partidul Social Democrat nu veți găsi un singur membru, unul singur, mulțumit de situația în care se află partidul. Ciudat, nu? Pentru un partid aflat la guvernare de doar câteva luni de zile. Și sigur că vor fi tot mai multe voci care vor spune că lucrurile merg în direcția greșită. Sunt foarte multe repoziționări în partid, foarte mulți care l-au susținut pe Liviu Dragnea și în ultimul timp sună prin țară să găsească soluții pentru a-l înlocui pe Liviu Dragnea. Deci
zilele lui Liviu Dragnea la conducerea partidului sunt numărate. Problema este cu ce costuri va pleca acesta din fruntea Camerei Deputaților și din fruntea partidului, pentru că pe o conjunctură, păcălind pe toată lumea, a ajuns să aibă putere foarte mare în partid. Explicațiile sunt mai multe și partidul în sine n-a avut acele mecanisme interne care să-l blocheze pe Liviu Dragnea la timp. Și acum cu toții plătim un cost foarte mare, un preț foarte mare, dar nu doar Gabriela Firea sau nu doar Mihai Tudose, sunt foarte mulți lideri în țară care discută serios despre alternative, soluții, astfel încât partidul să rămână ceea ce este cel mai mare partid din România, dar și mandatul pe care l-au dat românii să fie dus la îndeplinire. Că tot am amintit și de primarul Capitalei, Gabriela Firea, împlinim în această lună chiar un an și jumătate de administrație Gabriela Firea. Cum ați caracteriza în linii mari activitatea de primar general acestea? Concret, care considerați că sunt principalele realizări și principalele eșecuri ale administrației Firea? Recunosc că nu știu activitatea doamnei Gabriela Firea, n-am urmărit-o îndeaproape. O știu ca fiind o persoană foarte ambițioasă, deci aș tinde să cred că ce a promis în campanie se zbate să și facă dintr-o ambiție personală, să arate că bucureștenii n-au votat-o degeaba, dar nu știu, sincer. Aș răspunde foarte direct. Dacă aș ști care sunt proiectele pe care le-a promis și nu le-a făcut, în ce stadiu sunt, activitatea Primăriei Generale a Capitalei mie vasi necunoscut, așa. Am avut alte preocupări în această perioadă. Aceeași Gabriela Firea este vehiculată din ce în ce mai insistent pentru o candidatură din partea PSD-ului la prezidențialele din 2019. Ce șanse îi dați în această privință? În acest moment eu nu dau șansă niciunui membru PSD să îi pună probleme lui Klaus Iohannis. Ceea ce face Liviu Dragnea, căderea, prăbușirea practic a partidului în încrederea pe care românii au dat-o, toate greșelile repetate una după alta, toate încercările disperate de a fugi din calea justiției, schimbând legile justiției și practic dând foc la țară, fac ca orice candidat pe care PSD l-ar pune în 2019 să n-aibă nici cea mai mică șansă. Eu cred că în acest moment Dragnea și cu cei din jurul lui care conduc partidul, care îl țin captiv, ciudat, nu? Niciunul din PSD, toți veniți de pe afară, compromit șansele PSD-ului de a avea un candidat serios. Deci putem discuta despre absolut orice candidatură vreți, nicio candidatură din PSD în acest moment, cu PSD-ul condus de Liviu Dragnea în forma actuală, n-are nicio șansă. Dumneavoastră ați declarat în urmă cu puțin timp că există un grup în PSD, tot mai mare, care lucrează la un nou proiect. Despre ce proiect este vorba, dacă puteți să-mi spuneți? Înainte de vacanța de vară, de acea pauză de vară, am anunțat că vom veni în toamnă, în septembrie, cu un proiect pentru PSD. Și ne propusesem să venim cu 10 principii, 15, 20 de principii care să arate lucrurile care nu funcționează în partid și cum ar trebui să funcționeze partidul. Lucrând la acest proiect, ne-am dat seama că nu e suficient. Ne-am dat seama că acestui partid, ca de fapt oricărui partid din România, îi lipsesc niște mecanisme interne de autoreglare. Accidente gen Liviu Dragnea s-au întâmplat cu diferite nuanțe în toate partidele politice. În toate partidele a existat câte un președinte de partid care i-a dat deoparte pe toți ceilalți care i s-au opus și a încercat să conducă cu mână forte. Uitându-ne la Liviu Dragnea și văzând cum arată partidul în interior ca mecanisme de funcționare, ne dăm seama că toți ceilalți președinți de partid dinaintea lui Liviu Dragnea au fost niște democrați veritabili, pentru că toți puteau să facă ce a făcut Liviu Dragnea cu statutul în mână, cu un statut care îl apără pe președintele partidului de membrii de partid, foarte ciudat, în loc să-i apere pe membrii de partid de președinte și de abuzurile celor care au funcții, este fix invers.
statutul este gândit pentru Liviu Dragnea ca o protecție. Dacă ești membru PSD, nu poți să-l atingi pe Liviu Dragnea nici măcar cu o floare, nu zic mai mult de atât. Și atunci am început să lucrăm foarte atenți la micile detalii care să facă partidul ăsta un partid democratic, veritabil, un partid în care accidente gen Liviu Dragnea să nu se mai întâmple niciodată, indiferent cine candidează, cum candidează, să-și păstreze mecanismele astea democratice. Și recunosc că lucrăm și ne-am inspirat foarte mult din felul în care funcționează partidele din vest, și de stânga și de dreapta, partidele mari. Am luat ce e bun de la alții, am discutat cu ei, am înțeles cum funcționează alte partide și proiectul va fi unul nu numai funcțional, dar și inovator, ceva nou pentru România, clar. Are tangențe acest proiect cu proiectul Pro-România lui Victor Ponta? Nu, nu are nicio legătură. Victor Ponta a plecat pe un drum al lui, a fost o decizie personală și a creat un nou partid în care încearcă să facă altfel de politică. Este proiectul său, i-a murat succes când și-a lansat acest proiect, dar este un proiect în afara partidului, un proiect pe centru, dreapta, ceva de genul acesta, uitându-mă la ce oameni se strâng acolo, încearcă să aducă figuri noi. E o mișcare politică interesantă. Noi ceilalți am decis să rămânem în partid, chiar mergând prin țară și vorbind cu mulți colegi, îi sunam și mă duceam la ei, când prima întrebare pe care mi-o puneau, în partid sau în afara partidului? Și spuneam, în partid. E, atunci hai să stăm să discutăm. Pentru că nu vor să plece din partid. Sunt oameni care au muncit 15-20 de ani în partid, nu pot să plece din cauza lui Liviu Dragnea. Ar fi umilitor, dar ar fi un eșec imens. Nu vii în partid pentru că ești atașat de valorile de stânga să pleci din cauza lui Liviu Dragnea, care nici măcar om de stânga nu e. Sigur, toți așteaptă să treacă această nebunie, să scăpăm de Liviu Dragnea și să construim un partid modern. Referitor la proiectul lui Victor Ponta Pro-România, v-a propus vreodată fostul premier să vă alăturați proiectului său? Nu, nu mi-a propus niciodată, pentru că eu din totdeauna am spus răspicat că nu plec din partid. Chiar și în 2015, când am avut acele declarații contundente chiar cu Victor Ponta, nu doar cu Liviu Dragnea, și atunci încercau unii să mă dea afară din partid și am spus că eu nu plec din PSD. Deci pentru toată lumea era foarte clar că eu îmi văd cariera politică în Partidul Social Democrat pentru că sunt un om de stânga. Nu există alt partid de stânga în România și nu îmi propun să construiesc eu partide de stânga. Și cred că Partidul Social Democrat are suficientă resursă umană și energie să fie un partid modern. Vom trece și peste accidentul acesta numit Liviu Dragnea și veți vedea că va arăta altfel partidul. În general, cum se situează acum PSD-ul față de poziția pe care o avea la alegerile parlamentare din 2016? Nu are nicio legătură. Ce am propus, ce am promis noi în 2016, cum funcționa partidul în 2016, chiar și în decembrie 2016, la un an de zile, și ce se întâmplă acum în partid. Imediat după alegeri, Liviu Dragnea a instaurat dictatura. A luat mandat în alb, fără precedent în istoria politică. Nicăieri nu s-a întâmplat și nu se va întâmpla vreodată să iei mandat în alb de la partid ca să pui tu premierul unei țări. Și s-a dus cu Sevil Shaideh, o persoană decentă, bine pregătită, dar fără să aibă învergura unui premier, totuși păstând proporțiile, și i-a propus lui Klaus Iohannis un nume pe care l-a scos din pălărie, fără să-l fi discutat cu nimeni. Partidul a aflat această nominalizare din conferința de presă de după. Umilitor, efectiv, pentru toți membrii de partid, pentru toți cei care au muncit în campanie. Din momentul acela, tot ce a făcut Liviu Dragnea a făcut în interes personal și pentru agendă proprie ascunsă, folosindu-se de programul de guvernare ca să abată atenția de fapt de la ce voia să facă. Eu cred că în mintea lui Liviu Dragnea a fost de la bun început modificarea legilor justiției,
cumva acapararea tuturor instituțiilor de forță din România, astfel încât să controleze absolut orice. Eu cred că nu va reuși. Și eu cred că în această aventură PSD-ul va lăsa din brațe, pentru că nu ăsta este mandatul partidului. Niciodată n-a avut PSD-ul această dorință de a deține puterea absolută. Sigur, au mai fost de-a lungul timpului câte unul, doi care au visat la așa ceva, dar partidul în sine niciodată nu a mers până la capăt pe un astfel de drum. Cum își mai poate recâștiga, să spun așa, electoratul PSD? În primul rând, scăpând de Liviu Dragnea, ceea ce se va întâmpla curând, și după aceea readucând democrația în partid. Cu cât vor fi mai multe voci, cu cât care vor ieși public și vor vorbi numele partidului, nu Cotrin Ștefănescu. Mă refer voci serioase, responsabile, echilibrate, cu anumită cultură politică, cu anumită pregătire profesională. Cu cât vor fi mai multe voci care vor comunica public, cu cât în partid vor fi mai multe dezbateri și se va redeschide partidul către membrii săi, către societate, eu cred că oamenii își vor recâștiga încrederea în partid, pentru că acest partid este format din oameni foarte respectați, foarte bine văzuți în comunități mici. Puterea Partidului Social Democrat stă în organizațiile locale de bază, în jurul la câteva străzi sau câteva blocuri adunate, unde membrii noștri de partid sunt foarte bine văzuți acolo. Dar sunt oameni cinstiți, oameni care își câștigă pâinea din salariu, muncesc ca orice om de dimineață până seara ca să poată să-și asigure traiul. Nu sunt nici corupți, nu au nici firme cu acțiuni la purtător, nu au nici proprietăți prin Brazilia. Ce face Liviu Dragnea și ce fac cei din jurul lui, nu au tablouri în pereți, nu pe pereți, în pereți, cu mare vâlcov. Adică cei care conduc acum PSD-ul n-au nicio legătură cu Partidul Social Democrat, pe de o parte pentru că sunt veniți de afară, pe de altă parte nu sunt pe profilul membrilor de partid. Ei nu sunt de stânga, sunt niște oportuniști care au vrut să pună mâna pe cel mai mare partid din România și se pare că pentru o perioadă de timp le-a reușit. Puțin ne mai desparte de 1 ianuarie 2018, când știm cu toții că vor intra în vigoare noile modificări ale codului fiscal. La ce ar trebui să se aștepte românii? Ce consecințe credeți că vor avea aceste modificări? Eu aștept să văd bugetul în forma finală, cum va fi votat, pentru că în forma finală a bugetului vom vedea exact pe ce se vor duce banii, de unde aducem banii la buget și pe ce vor fi cheltuiți, fără să fie posibilități de dezbatere sau să ne dăm cu părerea. Pur și simplu, alb, negru pe alb, în buget vom vedea și partea de cheltuieli și partea de venituri și acea condiție de deficit care nu trebuie să depășească 3% și dacă bugetul va fi echilibrat și va mulțumi pe toată lumea, rămâne doar ca acesta să fie executat în tocmai în anul care vine. Nu pot să zic acum cum va arăta, dar eu sper să se întâmple lucrurile pe care le-am promis, deși din momentul ordonanței 13 a fost evident că programul de guvernare nu mai poate fi implementat 100% așa cum ne angajasem în decembrie, pentru că toată neîncrederea din societate, toate suspiciunile legate de agenda ascunsă din spatele acestui program de guvernare fac ca toate lucrurile care trebuiau să funcționeze perfect, acum merg mult mai greu. Și finanțările externe, și fondurile europene, și relația cu partenerii externi, și investitorii străini care trebuiau să vină și nu mai vin sau vin mai puțin. Sunt foarte multe lucruri pe care noi ne bazam și care se bazau la rândul lor pe încredere. Și această încredere, după Ordonanța 13, pas cu pas, și acum nu mai zic, a cam dispărut. Statul paralel ar fi de vină, spune eu glumind, așa. Nu, chiar este de vină statul paralel, numai că nu este statul paralel la care face referire Liviu Dragnea. Este statul paralel pe care îl reprezintă, de fapt, Liviu Dragnea. El face parte dintr-un stat paralel.
dintr-un stat format din câțiva, din toate partidele și înalți funcționari din diferite instituții, putre de bogați, cu averi colosale pe care nu le vor putea justifica niciodată, care se ajută unii pe alții. Și am dat permanent exemplul celor 384 de firme cu acțiuni la purtător. Aceste firme cu acțiuni la purtător, adică cu acționariat ascuns, nimeni nu știe cui aparțin, sunt toate conectate la bugetul statului. Toate fac afaceri doar cu statul. Nimeni nu știe ale cui sunt, dar indiferent cine a fost la guvernare, ele au funcționat foarte bine. Nu e ca și cum dacă e PSD-ul, merg bine și pierde PSD-ul alegerile și merg prost. Ele merg bine în continuare și cu PNL-ul și cu PD-ul, cum a fost înainte, în ultimii 10 ani de zile au mers bine, foarte bine. Asta este un stat paralel. Sunt câțiva băieți deștepți ai politicii care se țin unii pe alții și fac afaceri de miliarde de euro doar din bani publici. Da, ăsta este statul paralel, iar Liviu Dragnea e de acolo. Există o întreagă dezbatere și pe modificările legilor justiției, modificări care vedem că a reușit să scoată mii de oameni în stradă și încă reușește. În linii mari, care considerați că vor fi consecințele acestor modificări anunțate? Nu știm care vor fi, dar suspiciunea este imensă. Avem un pachet, avem o realitate. Legile modificate în 2005 de Monica Macovei, modificate prost, modificate direcționat, pentru a-i da tot sistemul de justiție lui Traian Băsescu să se lupte cu Năstase și cu toți ceilalți care voiau să se lupte. Procurori, DNA și așa mai departe, au fost create ca instrumente pentru Traian Băsescu. Protocoalele dintre SRI și DNA, astfel încât Coldea cu Chiove și cu Livia Stanciu, nu parcă o chema de la în alta curte, creau un sistem astfel încât erau execuții, practic. Pe de altă parte, deci avem abuzurile evidente din justiție, dar avem și corupția la fel de evidentă. Problema este că lupta împotriva corupției este sabotată fix de către instituțiile care ar trebui să lupte cu corupția. Marii corupții ai României niciodată nu sunt căutați, averile nu le sunt confiscate. Dacă fac un an, doi și pușcărie, unii dintre ei rămân cu zecile și sutele de milioane de euro pe care le-au furat și până la urmă te gândești că merită. Dacă își fac niște calcule, pentru că ei și aleg unde să facă pușcărie, cum să facă pușcărie, în ce condiții, iar când ai niște multe milioane de euro, bănuiesc că și creezi condițiile în pușcărie să nu fie chiar pușcărie. Și atunci, instituțiile care compromit lupta împotriva corupției sunt fix instituțiile care trebuie să lupte împotriva corupției. DNA-ul, SRI-ul, Înalta Curte, pentru că de fapt nu luptă împotriva corupției, au fost de-a lungul anilor instrumente politice de luptă politică ale lui Traian Băsescu. Asta este realitatea. Sigur că trebuie să luptăm împotriva corupției, dar nu poți face decât dacă schimbi legile făcute de Monica Macovei. Și atunci Tudorel Toader a venit cu un pachet de legi pe care l-a propus dezbaterii. Ce a ajuns în Parlament n-a nicio legătură cu ce a propus Tudorel Toader, din păcate. Și dacă ne uităm cine depune amendamente, cine face legile justiției, deputatul, nu știu, mitralieră, tot felul de deputați și senatori care și-au făcut dreptul la 40 de ani, 45 de ani, nu că ar fi rău să faci dreptul la 40 de ani, dar nu poți să faci dreptul la 40 de ani și la 50 de ani să fii ministru justiției. Nu ai timpul necesar să acumulezi, să asimilezi ce se întâmplă în sistem. Și când toți procurorii spun că nu e în regulă, toți judecătorii spun că nu e în regulă, toate ambasadele spun că nu e în regulă, societatea civilă spune că nu e în regulă, partenerii externi toți spun că nu este în regulă. Să mergi înainte cu viteza cea mai mare, în procedură de urgență, fără dezbatere, fără analiză, fără să cauți consensul în societate doar pentru că ai majoritate, eu cred că este fatal, poate fi fatal pentru Partidul Social Democrat și în niciun caz nu-i ajută pe cei 4-5 direct interesați, 10, nu știu, 15, că nu i-am stat să-i număr,
acei câțiva despre care vorbeam înainte din statul paralel, pentru că eu cred că nu au nicio șansă să treacă în forma actuală, având absolut toată societatea împotrivă, orice majoritate ai avea în Parlament. Dumneavoastră, în calitate de europarlamentar, ne reprezentați cu succes la Bruxelles. Cum se vede toată situația aceasta de pe scena politică românească acolo? Foarte rău. Și vă spun că se vede foarte rău nu în Partidul Popularilor Europeni, care întotdeauna vor critica un guvern de stânga. Se vede extrem de rău în familia socialiștilor și democraților europeni. Am văzut s-a lăsat și cu o demisie, domnul Moise a demisionat. Da, el fiind din delegația României și delimitându-se, dar sunt ceilalți, din celelalte țări, care ne întreabă permanent ce se întâmplă și ce pot să facă să mă ajute să oprim, de parcă eu pot să opresc ce se întâmplă în Parlament de unul singur. Veți vedea că vor fi foarte multe voci foarte puternice, de la cel mai înalt nivel, care vor da mesaje în perioada următoare și sunt multe discuții care au loc și în cercuri mai restrânse pe care nu pot să le fac publice, dar măsurile pe care le iau în calcul vis-a-vis de PSD sunt dintre cele mai dure. Domnule Cătălin Ivan, eu vă mulțumesc pentru prezența în studioul nostru Și eu și vă vă mai mulțumesc pentru invitație. așteptăm cu dragă inimă pe la noi. Cu drag, oricând. Mulțumesc mult. Mulțumim și noi.